Salutare, prietene creativ! Eu sunt Creionul, ghidul tău în lumea fascinantă a informațiilor și imaginilor. Am plăcerea să-ți prezint un partener de nădejde în aventurile noastre creative, jurnalul. Împreună, azi vom vorbi despre operațiunea Bernhard. În timpul celui de-al doilea război mondial, Germania nazistă a utilizat o gamă largă de tactici pentru a submina eforturile inamicilor săi. Una dintre cele mai elaborate acțiuni a fost operațiunea Bernhard, o operațiune de falsificare a banilor britanici care a avut un impact semnificativ asupra economiei Marii Britanii. Inițial, această operațiune a fost coordonată de Sicherheitsdienst, Serviciul de Securitate SD, cu denumirea de Unternehmen Andreas, Operațiunea Andreas. La conducerea acesteia se afla Alfred Naujoks, un major al Schutzstaffel SS. După ce Naujoks a fost înlăturat din funcție, SS Hauptsturmführerul Bernhard Krüger a preluat conducerea operațiunii. În plus, Oskar Stein, un fost manager de birou și contabil, a supervizat operațiunile zilnice care erau împărțite în două schimburi de câte 12 ore, la care participau 140 de prizonieri. Prima fază a implicat reproducerea perfectă a hârtiei de țesut utilizate de britanici, producerea blocurilor de gravură identice și deducerea algoritmului folosit pentru seria alfanumerică de pe fiecare bancnotă. Pentru a îmbătrâni hârtiile tipărite, între 40 și 50 de prizonieri erau împărțiți pe două coloane și treceau banii de la unul la altul pentru ca aceștia să acumuleze murdărie, transpirație și o uzură generală. Unii dintre prizonieri îndoiau și repliau bancnotele, alții fixau colțurile pentru a reproduce modul în care un funcționar de bancă strângea pachetele de hârtii bancare. După ce operațiunea Andreas și-a încheiat activitatea în 1942, ea a fost reluată mai târziu în același an. De această dată, obiectivul a fost schimbat pentru a falsifica bani destinați finanțării operațiunilor de informații germane. Prizonierii din lagărele de concentrare naziste au fost selectați și trimiși la lagărul Sachsenhausen pentru a lucra într-o unitate specială sub conducerea SS Hauptsturmführerul Bernhard Krüger. Banii falși au fost transportați apoi de la Sachsenhausen la Schloss Leibas, o unitate condusă de SS în Tirolul de Sud. Aici avea loc o operațiune de spălare a banilor coordonată de Friedrich Schwendt, care avea o afacere ilegală de valută și contrabandă încă din anii 1930. Se estimează că au fost falsificate aproximativ între 132 și 300 de milioane de lire sterline. Falsurile erau realizate cu o precizie incredibilă, folosind echipamente și tehnici de imprimare avansate. Bancnotele erau distribuite în economia britanică prin intermediul prizonierilor de război germani, dar și a agenților secreți, cum ar fi Eliza Basna, cu numele de cod Cicero, care a obținut secrete de la ambasadorul britanic din Ankara. Falsurile erau folosite pentru a plăti bunuri și servicii, alimentând inflația și destabilizând economia britanică. De asemenea, aproximativ 100.000 de lire sterline provenite din operațiunea Bernhard au fost utilizate pentru a obține informații care au ajutat la eliberarea liderului italian Benito Mussolini în raidul Gran Sasso din septembrie 1943. Operațiunea a avut un impact semnificativ asupra economiei britanice. Inflația a crescut rapid, iar guvernul britanic a trebuit să intensifice măsurile de securitate pentru a detecta și confisca bancnotele false. Aceste măsuri au generat nesiguranță și disconfort asupra economiei și societății britanice. Cu toate acestea, nu a fost obținută victoria decisivă dorită de Germania nazistă. Marea Britanie a rămas fermă în lupta sa împotriva puterilor Axei și și-a continuat eforturile de război. Chiar și cu inflația crescută și destabilizarea economică, Marea Britanie a reușit să supraviețuiască și să se redreseze după război. Operațiunea Bernhard rămâne un exemplu remarcabil al ingeniozității și determinării Germaniei naziste de a utiliza mijloace neconvenționale pentru a submina inamicul său. Cu toate acestea, impactul său a fost limitat, iar britanicii au rămas fermi în fața provocărilor economice și militare.
În acest mod, întreaga operațiune rămâne un capitol fascinant din istoria celui de-al doilea război mondial. Până la următoarea întâlnire, simte-te liber să-ți expui părerea într-un comentariu și dacă îți place de noi, abonează-te, susține-ne printr-un like și dă-ne un share prietenilor tăi.